Salutare YouTube! Galaxy A53 este probabil cel mai așteptat telefon din România. Asta se datorează celor de la Samsung, care în ultima perioadă au reușit să aducă telefoane accesibile bune, fără a fi nevoie să dăm 4.000-5.000 de lei pe modele de top. Dacă A53 este unul din telefoanele accesibile bune, sau poate cel mai bun, veți afla în acest review. Vom începe cu unboxing-ul. Alături de cutie am primit căștile Galaxy Buds Live cadou. Cutia este subțire și vedem în curând de ce. Înăuntru găsim telefonul, cheița pentru SIM, cablu USB-C la USB-C și manuale. Dacă anul trecut n-am găsit încărcător în telefoanele de top de la Samsung, se pare că moda s-a extins și către cele de buget mediu. Nu sunt de acord cu această alegere, mai ales că în cutie am găsit un cablu USB-C la USB-C, deci încărcătoarele clasice de la Samsung nu vor merge pentru că au USB-A. Să revenim la telefon și la cea mai bună parte într-un unboxing. Dacă vă place videoclipul până acum, mă puteți susține prin abonarea la acest canal și activarea clopoțelului de notificări. Telefoanele prezentate le cumpăr din banii mei pentru ca voi să găsiți aici părerea mea sinceră. De asemenea, un like și comentariu ajută la algoritmul YouTube și lasă în descrierea videoclipului un link unde am găsit Galaxy A53 la cel mai bun preț. Linkul este afiliat, deci nu vă costă nimic în plus și mă ajutați pe mine pentru că primesc 1% din valoarea comenzii. Revenind la telefon, este relativ subțire la 8,1 mm și are o greutate de 189 de grame. Construcția nu impresionează, având spatele din plastic cu ramă din plastic, însă un avantaj îl reprezintă rezistența certificată la apă de până la 1 metru timp de 30 de minute. Spatele din plastic nu mă deranjează, majoritatea telefoanelor din acest buget au asta, însă mi-aș fi dorit să văd ramă din aluminiu pentru o mai bună rezistență. Pe spate îmi place finisajul mat și mi se pare interesant cum modulul camerelor e integrat înăuntru. În față găsim camera frontală tibulină, foarte discretă, iar marginile nu sunt nici subțiri, nici groase. Telefonul e destul de mare și va fi greu de utilizat cu o mână, lucru datorat ecranului generos de 6,5 inch. Acesta este un Super AMOLED cu rezoluție Full HD și rată de refresh de 120 Hz. Este același ecran de pe Galaxy A52s și ăsta nu e un lucru rău. Avem unghiuri bune de vizionare, un negru cu adevărat negru și telefonul e ușor de recomandat pentru vizionarea de conținut. Ca luminozitate stă foarte bine și veți putea vedea pe el în soare puternic. Dacă intrăm în setări, la afișaj, putem activa modul întunecat. Tot aici, la mod ecran, avem multe opțiuni de a-l calibra. Acesta vine setat pe modul View, care exagerează puțin culorile pentru a fi mai plăcute vizual, dar dacă editați poze sau faceți clipuri, puteți schimba pe modul natural. Mai avem panourile laterale, un fel de scurtătură pentru aplicațiile dorite. Eu am schimbat bara de navigare pe gesturi de glisare pentru că mi se par mai intuitive după ce te obișnuiești cu ele. La cursivitate mișcare puteți selecta rata de refresh de 120 Hz, care face tranzițiile mai fine. Ecranul mi se pare excelent și este unul din punctele forte ale telefonului. Al doilea punct forte este sistemul de operare. Avem One UI bazat pe Android 12. Samsung oferă acum 4 update-uri majore și 5 ani actualizări de securitate pentru telefoanele lor, inclusiv cele de buget mediu ca Galaxy A53. Este impresionant faptul că acest telefon va primi mai multe update-uri decât Google Pixel 6 când Google deține Android. Am observat că au fost câteva erori pe telefoanele Samsung odată cu Android 12 și nici A53-ul meu n-a scăpat. N-am avut aplicații blocate și n-a fost nevoie să-l restartez, dar tranzițiile și fluiditatea erau vizibili în urma experienței de utilizare de pe Galaxy A52s. După o zi am primit un update care a rezolvat fluiditatea sistemului de operare și de atunci totul a fost ok. Și dacă am spus mai devreme de Galaxy A52s, avantajele principale ale lui A53 față de el sunt bateria și numărul de update-uri. Bateria are acum 5000 mAh și ține cam la fel. Eu am obținut în jur de 6 ore și jumătate de ecran pornit, asta cu un stil de utilizare mai intens pentru că am testat camera și m-am jucat pe el. Telefonul va ține o zi de utilizare intensă și aproximativ o zi și jumătate de utilizare medie. A53 suportă încărcare la 25W, pe care n-aș numi o rapidă, mai ales când în acest buget avem telefoane cu încărcare la 120W cu încărcător în cutie. De la 0 la 100% durează puțin sub o oră și jumătate. Fiind un telefon de buget mediu, nu avem încărcare wireless. Înainte de a vorbi despre cameră, unde am pregătit o comparație interesantă, am găsit ceva la fel de interesant și la procesor. Galaxy A53 vine cu procesorul Exynos 1280. Mă bucur să văd că în 2022 nu se mai pune problema performanței unui telefon în aplicațiile uzuale. Aici merg toate bine, inclusiv cele de 1000 de lei, diferențele fiind în jocuri sau utilizarea pe mai mulți ani. Am testat asta prin benchmark-uri și câteva jocuri. Voi începe cu partea bună, nu se încălzește absolut deloc. Ba chiar în 3D Mark Wildlife Extreme Stress Test a avut o stabilitate remarcabilă de peste 99%.
În Geekbench 5, scorurile sunt asemănătoare cu ale lui Galaxy A52s, A53 având un mic avantaj la partea grafică. La single core am obținut 742 de puncte, la multicore 1900 și la partea grafică 2585. Un dezavantaj l-am observat la optimizarea procesorului pentru jocuri, deoarece setările permise sunt mult prea mici la ce performanță are. Call of Duty merge cu grafică low și frame-ul max sau grafică medium și frame-ul very high. De exemplu, A52 mergea anul trecut la grafică very high cu frame-ul very high sau high cu frame-ul max. PUBG merge la high cu frame-ul HD. Având în vedere setările grafice scăzute permise și că nu am observat supraîncălzire când l-am folosit, în gaming s-a descurcat foarte bine. Cred că și după ce setările grafice mai mari vor fi deblocate, totul va rula în continuare bine pentru că testul de stabilitate 3D Mark e mult mai solicitant decât jocurile obișnuite. Pentru cei interesați în mod special de gaming, există opțiuni mai bune, cum ar fi Realme GT, GT2, Motorola G200 sau Poco F3. Acum să trecem la cea mai interesantă parte a telefonului, și anume camera. Galaxy A53 vine cu o cameră principală de 64 megapixeli, una cu unghi ultra larg de 12 megapixeli, 5 megapixeli macro și un senzor de adâncime de 5 megapixeli, iar camera frontală are 32 de megapixeli. Practic folosește aceleași camere ca A52s. Telefonul poate filma 4K la 30 de cadre pe secundă folosind camera principală, cea cu unghi ultra larg și chiar și cea frontală. Ca de obicei, aici voi veți decide cât de bună este camera și am pregătit o comparație cu iPhone SE 2022. Voi pune pozele făcute pe două coloane și vă sfătuiesc să luați un pic și o foaie pentru a le alege pe cele mai bune. La final, voi spune ce telefon a făcut pozele. Să începem! Gata comparația, A era Samsung Galaxy A53 și B iPhone SE. Puteți scrie ce telefon ați ales de mai multe ori în comentarii pentru a vedea cine a câștigat. Camerele eu le consider apropiate, diferențele fiind mici. SEO-ul în general am observat că a exagerat puțin culorile pentru a fi mai plăcute vizual, lucru evident când ne uităm la cum a redat iarba și floarea. Detaliile mi s-au părut egale între cele două, însă A53 câștigă la versatilitate. Avem cameră cu unghi ultra-larg surprinzător de ok, peste ce vedem de obicei în acest buget. Există și camera macro. De asemenea, A53 poate filma 4K la 30 de cadre pe secundă folosind camera frontală, pe când iPhone-ul doar Full HD la 30 de cadre pe secundă. Tot A53 punctează că are mod de noapte și modul portret poate fi folosit pe oameni, dar și pe obiecte sau animale. Samsung Galaxy A53 mai are difuzoare stereo și loc pentru cardul de memorie. Din păcate, s-a renunțat la mufa jack. Metodele de blocare sunt recunoașterea feței și senzorul de amprentă în display. După ce am testat senzorul de amprentă, cred că mai bine puneau unul clasic pentru că acesta este lent și nici prea fiabil. Recunoașterea feței este rapidă și merge mult mai bine decât senzorul de amprentă. Pe Samsung Galaxy A53 am dat 2200 de lei și este varianta cu 128 GB stocare și 6 GB RAM. Chiar dacă am primit cadou căștile Buds Live, cred că e o idee bună să așteptați reduceri. De obicei, telefoanele Samsung primesc reduceri mari foarte repede. La prețul actual, mi-ar fi greu să recomand A53 când A52s este aproape cu 700 de lei mai accesibil, are același ecran și design, are mufă jack, încărcător în cutie, iar la cameră, performanță și baterie, diferențe prea mari nu sunt. Pentru mai multe poze, videoclipuri și detalii de la filmări, puteți deveni membri ai canalului. Aș vrea să-i mulțumesc în special lui Lăcătuș Adi, care este un membru genial. Vă mulțumesc pentru vizionare și noi ne vedem în videoclipul următor.